Simbolul Pascal din nou la viață este titlul celei mai recente expoziții de pictură ce poartă amprenta inconfundabilă a artistului arădean Dan Merișca. Acesta întâmpină publicul iubitor de artă și frumos cu o colecție inedită de lucrări, anticipând emoția sărbătorilor pascale. Sunt 7 lucrări de forță care refac simbolic prin pensul artistului calvarul, jertfa, dar sigur redau și momentul culminant, bucuria învierii, cum însuși remarcă criticul de artă Antonio Martin. O expoziție cu un mesaj foarte puternic în această perioadă prepascală, o expoziție care îndeamnă publicul privitor, sigur, la o meditație, la o reflecție asupra condiției umane, la raportarea la transcendent, la divinitate și sigur că Dan Merișca o face într-un mod inedit prin lucrările, mai ales prin lucrările de forță pe care le-a inclus în această expoziție. Suntem într-adevăr foarte bucuroși că suntem gazda acestui vernisaj care vine să sublinieze vizual ceea ce sărbătorim noi creștini de Paște și anume învierea Domnului Iisus. Dan pune umărul într-un fel la această sarcină de a transmite mesajul puternic al învierii și o face într-un mod sublim prin pensulă. Cu ajutorul pensulei și a culorilor, Dan Merișca reușește să surprindă în cele 7 lucrări cronologia zilelor pascale. E un grupaj de lucrări pe care în ultimele săptămâni m-am hotărât să le execut într-o manieră diferită, într-o manieră simbolistică, hiperrealistă și nu în ultimul rând foarte, foarte sensibilă. Am ales ca și simbol central, ca protagonist, mielul pascal, la care vreau să-i dau o altă dimensiune, dimensiunea spirituală pe care și Biblia o subliniază în scrierile sale. Vernisajul expoziției personale a pictorului arădean Dan Merișca, simbolul pascale din nou la viață, va avea loc mâine, 12 aprilie, în sala anexă a Bisericii Golgota, Arad.